Primăriile din județul Hunedoara vor primi printr-o hotărâre adoptată în unanimitate în ședința Consiliului Județean fonduri în valoare de 36,82 milioane de lei, constituite din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, precum și estimările pentru anii 2025-2027 din sumele defalcate din TVA și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Potrivit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, fondurile au fost alocate în funcție de nevoile reale ale fiecărei unități administrativ-teritoriale, în urma unor discuții avute cu primarii și după analiza bugetelor proprii ale fiecărei administrații locale. Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 14,6 milioane lei, au revenit celor 14 municipii și orașe din județ. Sume între 200.000 și 850.000 de lei au primit și toate cele 55 de comune hunedorene. Dacă împărțeam pe criterii politice, primarii plecau nemulțumiți. Faptul că toți primarii, indiferent PSD, PNL, Pro-România, au plecat mulțumiți de la discuția cu președintele Consiliului Județean de modul cum am împărțit acești bani, înseamnă că nu au fost împărțiți pe criterii politice. Am ținut cont de venitul fiecărei UAT în parte. Am ținut cont de numărul de populație. Sigur că, dacă vreți să fiu foarte concret cu dumneavoastră, toți banii care am avut de împărțit din cota de 6% au fost de 36.829.000 de lei, iar ce a solicitat toți primarii la un loc a fost de 299.872.000. Deci vă dați seama, o sumă enormă. Sigur, fiecare primar cere, dar împars ce ai, dar și suma mică care am împărțit-o, dacă o împarți corect, iată că s-a votat în unanimitate în Consiliul Județean și asta înseamnă că am lucrat corect. Repartizarea celor aproape 37 de milioane de lei acum, la început de an, reprezintă o gură de oxigen pentru administrațiile locale. Suma totală solicitată de cei 69 de primari hunedoreni în acest an a fost de aproape 300 de milioane de lei. Cât voi fi președinte, nu voi permite să lăsăm vreo localitate să intre în faliment, a declarat președintele Laurențiu Nistor, menționând că primăriile vor primi fonduri pentru funcționare ori de câte ori vor avea loc rectificări bugetare.